și cum ne întorceam noi de la mare așa, fiind aglomerat pe autostradă, ne-am gândit să vizităm ceva, altceva în Dobrogea. Să mai explorăm. Să mai explorăm. Și am venit la Tropeum Traian. Unul dintre cele mai importante vestigii antice de pe teritoriul României a fost făcut după războaiele daco-romane pentru a celebra victoria romanilor, evident. Și ne întrebam de ce a construit aici monumentul. La 2 km era și cetatea. Da, era o cetate dacă, nu? Da. Și au cucerit, au venit peste ei și au zis, gata, stop al meu, facem și monument. A fost construit undeva între 102 și 107 și arată atât de bine pentru că a fost reconstruit în 1977 după schițele pe care le-au avut și ei. Se vizitează, taxa de intrare este de 10 lei de persoană, de adult și, de adult. Și 5 lei pentru studenți și copii, nu? 2,50. Ok, mersi. Astea sunt scene din viața romanilor, nu? Da, și scene de luptă. Am citit că are 40 de metri înălțime. A, și ce ai zis că a fost proiectat de Apolodor? Da, a fost proiectat de Apolodor din Damasc. Cetatea e aici și se pare că putem să o vedem. Și muzeul este în sală. Adăpostește piese originale ale monumentului și alte obiecte descoperite aici în zonă. Ok, și de ăștia 10 lei nu intrăm și la muzeu, nu? Nu. S-a părut interesantă exprimarea asta, că monumentul este un certificat de naștere în piatră pentru poporul român. Da, mișto. Da. E destul de liniște așa, nu știu cât de aglomerat e în general. Și mie mi se pare și un loc frumos așa, să stai la picnic, am eu ceva cu picnicul. Azi nu mai face nimeni niciun picnic, dar e un loc frumos. Și am venit să vedem și ruinele. Simt legătura cu strămoșii mei. Simți legătura cu daci? E tunelul acolo? Ce-o fi cu canalul ăsta pe mijloc? Simona zice că pe aici se scurge apa. Știi cum au fost romanii pentru daci? Cum e Uniunea Europeană pentru noi? Exact, asta mă gândeam. Da. O veni cu canalizare, cu proiecte, cu arhitecți. Diferența e că Uniunea Europeană n-a venit cu forța peste noi. Da. Wow! Aici era sala de mese sau ce? Cred că da. Zici doar așa, eu am zis la mișto. Nu, gen sala de întâlnire. Așa ca să facă să le lasă așa mari. Pe vremea aia n-aveau tehnologie să facă altfel decât cu foarte mulți stâlpi. Păcat că nu sunt puse panouri să știi ce sală vezi, ca să poți să ți-o imaginezi mai ușor. Da. Mare păcat. Bine, poate panouri au fost, dar poate au fost furate, pentru că am citit de spre peștera Limanu, unde n-am vrut să mergem, apropo, pentru că ar fi foarte multe tunele, străbrie frontale, nu poți să mergi așa tu de capul tău. Și-o închiseseră cu ușă de fier, dar au venit și-au tras-o ca să vândă ușa la fier vechi. Wow. Și acum peștera Limanu nu mai are ușă, și se intră în ea, cu toate că teoretic n-ar fi ok să se intre în ea. Continuăm explorarea în Dobrogea. Acum am venit în pădurea Hagieni, foarte aproape de Mangalia. Alt loc în mijlocul lui Nicăieri, efectiv. Un loc foarte liniștit și retras. Este și această pădure, rezervație naturală. E recomandat pentru flori și alte chestii de genul să veniți primăvara, atunci când înfloresc ele și e cel mai frumos. Hai să vedem ce
Da. Vedem pe aici ce găsim pe aici. Am găsit destul de puține informații despre această pădure pe net, pe niște site-uri mai mult sau mai puțin obscure. Deci nu știm să vă zicem foarte mult, am văzut niște poze, cresc bujori pe aici. În sălbăticie. Da, nu știu exact ce facem. Pe drum am văzut și indicatorul spre cetatea Calatis, la care eu cred că am fost când eram foarte mică. Ar fi o cetate întreagă sub apă. Ceea ce mie mi-a adus aminte de un sit asemănător din Mexic, din insula Mujeres, unde puteai să faci scufundări printre statui și era și o chestie foarte scumpă și mă întrebam, dacă noi avem un oraș scufundat aici la malul mării, de ce nu-i pasă nimănui să facă ceva și să se întâmple și ceva turistic, să ne lăudăm cu asta? Dar, momentan, dacă mergi acolo la cetate, nu vezi decât niște ziduri mici. Ca pe peste tot, majoritatea cetăților din Dobrogea au rămas doar niște borduri mai înalte. Te duci la ele, vezi așa niște borduri și poate ai putea să înțelegi cum erau camerele. Dacă mergi tu singur așa, vezi doar niște ruine și, ruine și nu înțelegi foarte bine ce a fost, cum a fost. Pentru că nici pe net nu găsești super, super detaliat. Hai să vedem ce-i cu pădurea Hagieni. Am citit că ar fi și mistreți. Mistreți atacă? Da. Atacă, nu? Da. Poate trebuie să ne luăm un băț ceva. Dar ce că-s mai periculoși ca urși. Da? Da, sunt mai agresivi. Așa am auzit. Dacă dai cu apă pe ei, se liniștesc? Iată urmele civilizației și în această pădure. Da, și ieri oamenii au fost pe aici. N-am mai filmat, dar și ieri la peștera la Adam. Chiar că locul ăla era destul de pustiu, fusese cineva care făcuse grătar, aveau și saci și cu toate astea și-au aruncat toți sacii cu gunoi și sticlele de bere în răușorul ăla de acolo. Nu foarte urât. Ai lăsat semn? Da, îmi spun unde să facem stânga spre mașină. Bravo. Aici, mersul piticului. Alex a zis că Michela nu e impresionată. Am greșit? Nu. Cred că pădurea asta face parte din lista obiectivelor pe care le vizităm noi, ca să nu mai fiți nevoiți voi. Da, nu sunt impresionat. E ok. Să mai mergem, nu? Un pic și de... Na. Să vedem, facem traseul pe aici. Simona, nu știu dacă știți, dar Simona suferă un pic de ceea ce se cheamă FOMO. Fear of missing out. Care în română s-ar traduce aproximativ frica de a nu rata lucruri. O, dar uite că este și marca traseul cu bandă roșie. Și asta îl face mai bun? Nu, dar se știe. Ah, da. Așa, revenind la fear of... Da, deci e frică să nu fie ceva wow după colț și noi să ratăm. Da, mai știu în Azorie ce chestii mișto am găsit după colț din greșeală. Da, nu zic neapărat că e o chestie rea. Just saying. Am păianjen, știu. Na. Așa e la pădure. Are vreo 600 și ceva de hectare pădurea. Oh, ho, ho. Wow. Bun, deci este foarte cald, se vede pe fața mea că îmi transpira ca naiba. Am făcut așa o dumeție. Aici acum e mai plăcut pentru că bate vântul. Ce să zic? Sunt cumva în asentiment cu Alex. Dacă n-ai mai văzut pădure, s-ar putea să-ți placă. Dar dacă cauți un loc liniștit de picnic, iară, s-ar putea să-ți placă. Altfel, o pădurice. Și am uitat să spunem, dar în pădure sunt și niște observatoare pe traseu pe care l-am făcut noi. N-am dat de ele, dar l-am văzut. In 300 meters, turn left. Este prea cald, însă uite ce roșesc la față. Mai în toamnă poate, sau cum am zis, primăvara, când sunt și speciile de flori, să le admirăm, să le pozăm, să le mirosim, dar nu să le rupem. Iar aici este Balta Limanu, unde se pescuiește, dar unde este un loc foarte frumos și pentru apus. Pentru că soarele apune încolo, după apă. Și chiar atât drăguț. Am ajuns la fortificația Dealul Albești. Am găsit dealul, dar nu știu unde e fortificația. Deci în ce an a fost descoperit? În
1971. Exact. Ce gata a funcționat între secolele 4 și 3 înainte de Hristos. Și zidurile au o grosime între 1,2 și 1,7 metri și o înălțime de 1 metru. Și faptul ăsta a atras atenția specialiștilor, pentru că modul perfect de îmbinare a blocurilor de piatră, care nu au avut niciun fel de liant între ele, i-a surprins pe arheologi. Tot dealul ăsta pe 12 hectare a fost o așezare omenească în secolele 3-4 înainte de Hristos. Au găsit aici vase ceramice grecești și getice, amfore grecești ampilate, medalioane ceramice și toate sunt expuse la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța sau la Muzeul Calatis din Mangalia. Aha. Bine. Dacă ar fi fost dezgropat aici și refăcut, poate ar fi fost mai spectaculos să vedem toate lucrurile astea. Uh-huh. Dar cred că e foarte greu și foarte scump și au luat săpat cât să ia obiectele găsite pe aici. Da. Necropola nedescoperită, așa scrie pe internet. De data asta chiar te-am adus în mijlocul lui nicăieri. Chiar seamănă cu omul. Da, am venit aici. Suntem în locul fosilifer Credința. Adică, aici pe vremuri a existat o mare în Cretacic și marea a secat și a lăsat ce avea în ea în stânci. Și cred că aici unde e mai alb. Hai să umplăm. Da, vedem cum se numesc, mă, fosile. Dar zici că e zăpadă, e un nisip albă. Super alb. Foarte interesant să văd straturile de aici, de unde sunt eu. Da, cred. O să vin și eu. Interesant. Ia să vedem dacă găsim o fosilă. Wow. Ai găsit fosile? Nu, dar e foarte interesant peretele ăsta cum... Pe unde ai acolo? Pe de-a dreptul. Ai coborât și ai urcat, nu? Da. Nisip în mijlocul câmpiei. Uite, asta e o scoică aici. Care, mă, unde? Asta. Nu cred că se... Uite și aici. Da, aici a fost sigur ceva. Asta tocmai a scos melcul de aici. Wow. Se pare interesant. Toate pietrele astea au așa bucăți în ele. Asta e edita mai scoica. Wow, uite. Mă, ce tare. Asta sigur e de foarte mult timp acolo. Da. Da, asta da. Că acum este câmpie aici. N-a avut de unde să apară scoici așa la câmpie. Uite și acolo un melc. Mamă, ce clar e. A, mai mult și acolo. Mai alunecă și nisipul ăsta, că ești ca la plajă. Da. Pentru că bate tare vântul afară, vă mai zicem un picuț de aici din mașină. Am găsit pe net că cineva asemăna acest loc cu capătul lumii. Așa. Și da, sunt oarecum de acord. Sunt cai ăștia care pască aici așa. Și în rest doar goliciune și dealuri și maroniu. Dar e interesant, păcat că nu e un pic mai bine valorificat și locul ăsta. Nu știu, gen să fie identificate niște fosile din astea mai mari pe care să le îngrădească, să poți să le vezi, să nu vină oricine să scarme pe aici, că nu cred că are cum să fie bine pe termen lung. Da, Mongolia, așa e Dobrogea. Mongolia României. Cu ce zici, munteanule? Dai o notă, ai vreo concluzie pentru ziua de azi? Locul ăsta îmi place, e deosebit. Pădurea Hagieni, nu, n-am
da. Eu de la munte n-am ce vedea acolo, sincer. Ok. Adică e pădure ca oricare alta de la câmpie. Și cu dealul celălalt, cum se numea, că am uitat. Unde am găsit cetatea din secolul 4. Dealul, fortificația Albești. Da. Bă, și acolo ar putea fi și mai interesant dacă s-ar valorifica într-un fel. Adică noi toate informațiile le-am găsit pe net. Pentru că acolo, la fața locului, nu ai niciun panou. Ai panou de ai ajuns, dar nici măcar nu e pus unde trebuie. Și e păcat, poate nu ai cine știe ce așa de mult de văzut, dar povestea din ce am citit pe net, că nu se știe exact cum s-a construit și tocmai că e ceva atât de vechi, din secolele 4-3 înainte de Hristos, este păcat că nu se face ceva. Chiar mi-ar plăcea, dacă sunt oameni din județul Constanța care știu mai bine istoria locurilor ăstora, dacă știu povești, dacă au mai multe detalii, să ne povestiți sau să ne lăsați link-uri, pentru că noi nu... Cred că trebuie să vorbim cu niște istorici ca să aflăm mai multe. Bine! Da. În Dobrogea, probabil că știți, sunt și multe braște țestoase și avem ocazia să ne întâlnim cu una. Hello! Tortelito! Ce faci, Tortelito? M-ai dus, da, prin toți boscheți. Și acum am ajuns pe Ogor. Partea bună e că se vede frumos lacul. Da. Asta. Iată, ta-da, lacul Vederoasa. Cunoscut, da, că mi-a plăcut. Deci am avut dreptate? Da. Yes!